În lipsa fondurilor necesare, în luna ianuarie, Ministerul a solicitat inspectoratelor școlare să se încadreze în bugetele alocate anului 2018. La nivel național, situația este cu atât mai gravă cu cât foarte multe județe nu au fonduri pentru plata salariilor pe ultimele luni ale anului. Situația este asemănătoare și la Botoșani, unde anul trecut bugetul de salarii a fost depășit cu 3%. Reprezentanții sindicatelor spun că problema este modul cum se calculează bugetele pe baza costului standard per elev. Dacă întâmpinăm probleme cu finanțarea, asigurarea și încadrarea în buget în unități în care clasele funcționează cu numărul peste limita maximă sau la limita maximă stabilită prin legea învățământului, înseamnă că această metodă nu ține cont de realitatea acestei metode. Cele mai mari probleme sunt la școlile din oraș, cu mulți elevi și mulți profesori foarte bine calificați, cu grade didactice mari, gradații de merit și care au salarii pe măsură. De aceea, nu se încadrează în banii ce le-au fost alocați. Realitatea acestui metod de finanțare și este cazul, să spunem, câtorva unități școlare în care, deși ele funcționează cu efective la limita maximă, așa cum spuneam, nu se face încadrarea în buget, pentru că acolo profesorii dețin gradul didactic 1 în majoritate, dețin, nu știu, au câștigat prin concurs gradații din merit, sunt în vârstă, sunt la ultimul nivel de salarizare din învățământ, să spunem, da, și atunci, practic, nu ne încadrează în buget. Deci, practic, metoda de a asigura finanțarea prin costul standard poate fi viabil atâta timp cât prevede legislația unii indici de corecție care să țină cont de realitatea fiecărui unități de învățământ. În luna martie, salariile profesorilor ar urma să se majoreze din nou cu 20%, după ce precedenta majorare de 25% s-a transformat, de fapt, în doar 3-4%, odată cu trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat.